Salut, sunt Alex și astăzi am să vă prezint Honda Civic 2016. Această mașină, și pe bune dreptate, nu e anormal, așa gândește toată lumea. O fi căzute pe Cybertron, e vreun Transformers, e câștigată la un nou Kinder, sau poate, nu știu, e mașina lui Robin din Batman. Că a lui Batman e un pic mai lungă, nu de altfel, că altfel ar fi fost asemănătoare. Foarte joasă, foarte ascuțită, foarte agresivă, inspirată din scene science fiction și cu o istorie de notat, practic e a noua generație de Honda Civic, poate cel mai vândut model a celor de la Honda. În partea din față, garda la sol e foarte, foarte mică. Hai că am să pun și agenda ca să vă dați seama. Cu toate că în prima impresie o să aveți senzația că ăsta e un mare, mare defect a unei mașini, ca distanța față de sol să fie foarte mică, să știți că aveți și de câștigat. Este unul din principalele aturi ale unei mașini care permite să scoată un consum mic. Cu cât garda se mărește, cu atât consumul de carburant va crește și el. Faruri cu LED și xenon, de fapt lumini de zi cu LED, partea de jos, și faruri xenon. Nu mă întrebați ce formă au, pentru că nu există un cuvânt care să poată defini această formă. Nu-i oval, nu-i rotund, nu-i pătrat. Nu știu, dar oricum îți fură ochii. Grilă centrală tot de culoare neagră și sigla la fel. Și în partea de jos avem proiectoare ceață. Dacă am ajuns în spate, să nu credeți că ceva s-a schimbat. Este aceeași mașină care te face să întorci capul după ea, fie că o privești din față, fie că o privești din spate. Design la fel de agresiv, iar din aripi pornesc aceste blocuri optice, asta să vă arăt aici, foarte, foarte proeminente, zici că a explodat ceva acolo și aparent ai spune că nu are logică decât să atragă atenția. Nu are o logică, practic e linia de start a eleronului spate. De la stopurile spate pleacă și eleronul, eleron care practic împarte luneta în două. Avem un geam aici și încă un geam aici. Sunt două geamuri. Portbagajul aproximativ 450 de litri, spațios, aparent mai spațios decât te-ai fi așteptat. Și încă un lucru care nu știu, îți arată că s-au gândit și la tine în momentul în care au făcut designul acestei mașini, au pus mâner de închidere și pe stânga și pe dreapta. Sunt foarte mulți producători care pun mânerul într-o singură parte. Dacă o privești din față, dacă o privești din spate, nu reușești să-ți dai seama cu adevărat de dimensiunile mașinii, mai ales că ea e un pic explodată, să zic așa, și te păcălește. Dar când ajungi în lateral, îți dai seama că discutăm clar de o mașină compactă, o mașină care se va strecura foarte, foarte ușor pe străzile orașelor, are aproximativ 460-470 metri lungime, ampatamentul, distanța între roțe de 2,59 parcă, ceva de genul acesta, lucru care reușește să-i ofere foarte, foarte mult spațiu la interior. Înălțimea e de 1,47, nu e o mașină înaltă, iar lățimea este de 2,065 m. Hai să mă pui să mă urc în ea acum, nu? Da. Cum spuneam și mai devreme, ampatamentul, distanța dintre roți, mă ajută pe mine să am o poziție și un spațiu cât mai mare. Poziția e lejeră, scaunele, după gustul meu, ar fi trebuit să aibă partea de jos puțin mai lungă, ca să am un suport mai bun sub genunchi, dar cred că 95% din persoanele care se vor gândi să achiziționeze această mașină, se vor gândi doar la feeling-ul transmis de ea atunci când ești la volan, nu și ce se întâmplă în spate. Moi! Spațiu mare, loc la cap
arhi-suficient. Și acum hai să vedem cum stăm și în față. Aici e surpriza care am întâlnit-o. Deși am avut senzația că e foarte, foarte mult loc în spate, de fapt e și mai mult loc în spate, pentru că bancheta era reglată pe o poziție, cred că a lui Bogdan, de 1.90. Acum, asta e poziția mea, deci cu siguranță și aș fi stat mult mai bine dacă reglam în prealabil bancheta. Acum, hai să vedem cum merge. Rulăm cu Civic-ul din 2016, care are doar 59.000 de kilometri. Și încă un lucru foarte, foarte important care nu vi l-am menționat este că mașina mai are aproximativ încă 2 sau 3 ani de garanție. Garanție dată de producător, deci nu garanția oferită de noi. În configurația actuală, cu motorul de 1.8 clasic aspirat, cu 4 pistoane, unul dintre clasicele motoarelor de la Honda, foarte, foarte longeviv de altfel, Euro 6, 142 sau 143 de cai putere, nu mai țin minte momentul acesta, și aproximativ 170-180 de Nm, legat la o cutie manuală cu 6 rapoarte, tracțiune față, nu știu, eu n-am văzut niciodată un Civic 4x4, toate sunt cu tracțiune față. În prețul ei de 9, varianta actuală cu opțiunile care sunt pe această mașină ar fi costat aproximativ 23-25.000 de euro. La noi o găsiți la 14.000 de euro, cum vă spuneam, e o mașină din 2016. Avem încă un lucru care îți aduce aminte practic de luneta spate care o povesteam mai devreme. Bordul e fracționat. Avem câteva display-uri în față, de fapt două display-uri. Cel din partea stângă, care ne afișează kilometrajul, iar lângă avem două săgeți, două, nu știu cum să le spun, care mereu își schimbă culoarea. Dacă observați, eu acum rulez constant cu o treaptă superioară de viteze la aproximativ 1800-1900 de rotații. Ele sunt verzi. Asta înseamnă că mașina ne informează că suntem green, conducem curat. Dacă accelerăm, devin albastre. Este momentul în care ea îți spune las-o mai ușor că se usucă urzicile în spatele tău. În dreapta, un alt display, nu știu de ce nu a făcut unul singur, care efectiv să-l împartă virtual, ei au ales să pună două distincte. Cel din partea dreaptă afișează informațiile despre ce cântă la radio, ce consum avem, traffic sign recognition avem pe această mașină și de asemenea avem asistență în caz de impact, e un ceva gen cum e City Safety de la Volvo. Până la o anumită viteză, dacă vede că în față e o mașină care nu ai văzut-o, ea încetinește, dar tu nu faci acest lucru, te va atenționa să iei atitudine și să pui piciorul pe frână. Strict în fața mea, când mă uit în volan, să zic așa, avem trei cadrane. Trei cadrane cu o margine nichelată, lucru care o face să fie mai sportivă și mai agresivă. Efectiv, cadranele acestea distincte, trei la număr, adică nu un bord, un tot unitar, e preluat de la mașinile sport, de la mașinile de viteză. Volan din piele, foarte tare, aș spune. Mi-ar fi plăcut să fie pe o mașină de genul acesta un avem și lane departure. Asta ne-a atenționat acum că am ieșit din linie. Da. Are toate sistemele aferente siguranței. Undeva aici există o cameră care ne spune unde greșim și unde facem lucrurile așa cum trebuie. Dacă ați văzut, am mai dat încă un semnal. Practic din față venea un tir care intrase pe banda mea și m-a atenționat că am un obstacol, că e posibil să intru în coloziune cu el. Șoferul era atent, doar tăiase subțire curba. Cum spuneam, aici există o cameră sau două sau șapte, habar n-am cât senzor și așa mai departe are, care efectiv te ajută în momentul în care tu nu ești atent. Îți dă click-ul de care ai nevoie ca să revii la starea de concentrare.
pe volan, volan care spuneam că are pielea cam tare și aș fi preferat să fie o piele cum e la, cum e la iemuri, în partea stângă avem comenzi pentru funcțiile radio, schimbat postul, schimbat track-ul și așa mai departe, iar în stânga avem comenzile pentru pilotul automat, iar comenzile de Bluetooth sunt puse în partea de, de stânga jos a, a volanului. Pe consola de pe ușa șoferului avem 4 geamuri electrice, 4 butoane pentru geamurile electrice și oglinzi electrice și rabatabile electric. Un display care prima dată când îl vezi ai senzația că nu e de aici. Te aștepți să fie încadrat cu bordul mai bine, să fie un pic mai, cum să zic, în linie. Ai senzația că este un produs high-tech, dar aftermarket. Nu este așa, chiar e sistemul de infotainment original, care nu înțeleg de ce nu vrea să... Gata! Și e și cu touchscreen. Iar aici avem toate funcțiile audio, navigație și așa mai departe. De acord, hai să vedem dacă avem și hartă. Hai, uite că avem și hartă. Da, avem și hartă, avem tot ce ne trebuie. N-am fost atent la un lucru. Unde... pasidiul ăsta. Excuse-moi? Da, foarte tare. Uite și aveam un CD, nu știm cu ce e, sincer, nici nu mă interesează. Și apăsăm din nou ca să se închidă. Cât am mers liniștiți, producătorul ne spune că ar fi trebuit să obținem un consum de 5,2. În condițiile în care mașina are aproximativ o tonă 400 sau 1300 și am obținut 4,7, ceea ce e impresionant, dar a mers constant și legal. Acum, pentru a face testul 0-100, am să decuplez funcția eco, situație în care motorul devine mult mai prezent, deja se și aude, cuplul pornește de mai jos și vâtecul intră mai repede în funcțiune. Hai să trecem pe bandă. Ne oprim și pornim. Suta. Producătorul spune că ar fi trebuit să obținem 9,2 secunde de la 0 la 100. Nu știu, în schimb ce am sesizat în această situație, lucru care este mult mai fain decât la celelalte mașini, că având în față afișat în mod digital vitezometru, am putut spune exact stop atunci când am văzut 100. Vă dați seama că o mică întârziere de procesare a mea a existat, dar nu mai e eroarea de interpretare în funcție de unde e poziționat cadranul, pe ce unghi cade privirea mea asupra cadranului și așa mai departe. Climatizare pe două zone, încălzire în oglinzi, sistem start-stop și încălzire stânga, încălzire dreapta, mă refer la scaunele șofer. Oglindă cu senzor anti-orbire, un autocorect, am greșit mai devreme, 0-109,4, așa spune producătorul, 5,2 extraurban și 7,4 urban. Noi până acum avem 5,3. Pentru situațiile în care nu puteți să cumpărați această mașină de la noi cu plata integrală, ceea ce ar însemna că trebuie să scoateți aproximativ 14.000 de euro din buzunar, puteți face achiziția ca un sistem de plată în rate, vorba de o rată de aproximativ 1.500 de lei pe lună. Mașina costă 14.000. TVA inclus, dar nedeductibil. Sau ca societate veți da un avans de aproximativ 3.800 de euro și rata lunară vi se va duce la aproximativ 270, cam pe acolo. Uite ce frumos se aude. N-am
n-am să vă spun câți ani am, deși mulți știți, dar ce pot să spun e că mă simt ca la 18 ani. Deci eu în momentul ăsta mă simt ca și cum aș fi terminat liceul și abia am intrat la facultate. Nu e multitudinea aia de că ai putere, care efectiv să-ți rupă gâtul când îi dai pedală, dar efectiv senzația care ți-o creează, așa cum este ea făcută, cu brizurile exterioare, epatante, cu agresivitate foarte, foarte ieșită din comun. Nu știu, zici că s-au adunat toți designerii de benzi desenate și au creat acest monstru. Efectiv te face să spui wow, ai senzația că ai întinerit. Eu mă declar foarte plăcut impresionat de mașină. În schimb, există și un în schimb. Știți foarte bine că nu putem să contestăm fiabilitatea unei mașini Honda. Întotdeauna a fost grozavă. Calitatea materialelor îmi dă senzația că a crescut față de modelele anterioare. Scaunul mi-ar fi plăcut să fie un pic mai confortabil. Nu e chiar pe gustul meu, să zic așa. Dar sunt multe, multe alte scaune mult mai puțin confortabile decât ăsta. Deci e rezonabil. Auziți cum tot trosnește în spate, nu? Ăsta e momentul care ia. Asta e momentul în care te face să te simți mai tânăr. Nu știu, atrage atenția așa gratuit. Mergem cu 2 km la oră. Se fac lucrări. De ani de zile se fac lucrări. Nu mai termină, nu știu. Deci au început construcțiile de reabilitare a principalei intrări în Galați de aproximativ un an și, când spun intrare, să ne înțelegem, e vorba de 500 de metri. Deci 500 de metri de stradă. Și ne așteptăm să facă autostrăzi sau poduri. Hai să fie serios. În fine, plăcut sau foarte plăcut impresionat de mașină. Mi-aș fi dorit scaunele să fie mai confortabile, dar știi cum e, nu le poți avea pe toate. Eventual, dacă vrei scaune mai bune, ia-ți acordul și ai rezolvat problema. Dar acolo te simți un pic ca un businessman. Nu te mai simți ca puștiu care a ieșit la agățat. Aici e altă poveste. Dar personal dau o notă foarte bună mașinii. Un pic rigidă pentru gustul meu, dar o simt mult, mult mai plăcută la condus decât modelele anterioare, care erau mai dure decât aceasta. Nu știu să vă spun exact în ceea ce ține de garda la sol, dacă s-a mărit sau s-a micșorat. Eu cred că s-a micșorat garda la sol față de modelul anterior. Și cum vă spuneam și mai devreme, deși la prima impresie o să spuneți vai, dar de ce e așa joasă, că o lovesc de toate bordurile? Nu trebuie să o lovești de toate bordurile. Fii puțin mai atent și va compensa atenția ta cu consumul care îl va avea mașina. După cum vedeți, până acum avem 5,6. Am avut și o repriză de forță. Am avut și mers în coloană cu 2 km la oră, ceea ce pentru o benzină clasic aspirată de 1,8 litri cred că e decent. Nu avem de ce să ne plângem. Cam asta pe astăzi, cam asta despre Honda. Dacă am ratat ceva, întrebați-ne și o să vă transmitem pe mail. Pe mail, doamne, ce prostii spun. O să vă testăm ceea ce vreți să vedeți. Și nu uitați, Facebook, YouTube, abonați-vă, share, like. Și dacă doriți informații extra despre orice mașină, în funcție de timpul care îl avem, le vom rezolva pe toate fără niciun fel de problemă. V-am salutat! Pa!